Alarma s-a dat aproape de ora 1 noaptea. Personalul spitalului a simțit fum și a sunat la 112. La nivelul East Timiș s-a activat planul roșu și de asemenea a fost activată grupa operativă. Din spital au fost evacuați 83 de persoane, dintre care 42 de copii și 41 de aparținători. Din fericire, nicio persoană nu a necesitat îngrijiri medicale. Conducerea spitalului a luat imediat decizia de a transfera copiii și mamele lor în alte secții sau la alte spitale. Astfel, 17 copii au fost transferați în secția de chirurgie pediatrică, iar alți 7 la secția de prematuri. Mai dificil a fost mutarea a 16 micuți la maternitatea Bega, pentru că mai mulți dintre ei au afecțiuni care necesită oxigen. Alți 2 copii cu COVID au fost transferați la spitalul Victor Babeș. Niciunul însă nu a avut nevoie de îngrijiri medicale suplimentare. Din fericire, n-a fost nimic serios, n-a fost incendiu propriu-zis, ci un scurt circuit la o stație de tratare a aerului care a produs foarte mult foc, s-au topit niște fire. Instalația este, probabil, are în jur de 10 ani, stația de tratare a aerului. E posibil să fie o defecțiune a chiar a stației. Un scurt circuit la aparatul de tratare a aerului pare să fi fost cauza degajării mari de fum, arată primele date ale pompierilor. În zilele următoare, o echipă mixtă de specialiști de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență va verifica întregul spital. La Spitalul de Copii Luis Țurcanu se află și reporterul nostru de la TVR Timișoara, Adriana Pinti. Adriana, bună dimineața! Ce informații ai despre pacienții transferați? Bună dimineața, Cristi, bun găsit, doamnelor și domnilor. Datorită reacției prompte a personalului de la spital, dar și a pompierilor de la ISU Banat, niciunul dintre copii și nici mamele lor nu au avut de suferit din cauza incendiului. Au fost evacuați însă în miez de noapte și, bineînțeles, că au tras o sperietură groaznică. Așa cum s-a auzit și în materialul anterior, circa 24 de copii și mamele lor au fost transferați pe secțiile spitalului lui Țurcanu. Alții au ajuns la maternitatea Bega. 5 dintre copii au necesitat oxigen pe timpul transportului, iar 2 dintre copii care erau diagnosticați cu COVID au fost transportați la Spitalul Victor Babeș din Timișoara. De asemenea, unul dintre copii a fost intubat și a fost transferat de personalul Spitalului de Copii. Ei bine, în această dimineață urmează să sosească la spital o echipă mixtă formată din pompieri și din polițiști. De altfel, polițiștii, criminaliștii de la IPJ Timiș au sosit deja la spital. Urmează să se facă cercetarea la fața locului, iar pompierii să stabilească cu exactitate cauza de la care a pornit fumul. Practic, nu a fost un incendiu propriu-zis. Fumul gros a invadat coridoarele și saloanele de la etajul 1 și de la etajul 2, mai exact de la secția de pediatrie și de la secția de oncohematologie. După ce investigația la fața locului va fi finalizată, de altfel azi noapte s-au ventilat saloanele și coridoarele, am vorbit mai devreme cu managerul Spitalului de Copii, ne-a declarat faptul că după ce întreaga investigație va fi finalizată în cursul zilei de astăzi, copiii și mamele lor se vor putea întoarce la spital. Situația va reintra în normal, pentru că, așa cum am spus, nu a fost un incendiu, așadar nimic nu a fost distrus. Au fost ventilate încăperile și atunci când pompierii vor stabili că locația este una sigură, în cursul zilei de astăzi, copiii și mamele se vor întoarce aici. Vreau să vă spun că acum este liniște la Spitalul de Copii, însă azi noapte a fost o adevărată desfășurare de forțe. Întreaga stradă a fost blocată, au fost aici și jandarmi și polițiști și pompieri și autoritățile locale. Din fericire, întreg incidentul, nu, din cauza acestui incident, nimeni nu a avut de suferit.